Salut, amigos! Vă spuneam în vlogul făcut ieri că cei de la Coca-Cola caută un supererou pentru noul lor oraș de la Never Sea, și anume Coke Town, și că cei doi candidați pentru acest post suntem eu și Șuruben. Până mai ieri am crezut că mă duelez cu o unealtă, dar ulterior am aflat că Șurubel e om. Șocant! Norocul face să-mi fie mult mai ușor să câștig în fața lui Șurubel decât în fața unui șurub pe bune, pentru că un șurub e mult mai amuzant decât Șurubel. Stați o secundă să vă arăt o poză cu acest individ. Priviți. Vedeți ceva? Exact. Așa fac și prietenii lui Șurubel când ies în oraș, fie că el e prezent sau nu, e absolut aceeași chestie. Nu-și dă nimeni seama că lipsește. Acum să vedem ce superputeri pretinde acest Șurubel că ar avea. Prima, ar vrea ca toate fetele să poarte balerini. Pentru că asta e principala problema unui oraș. Știu soluția pentru problemele orașului. Balerini. Încălțați fetele cu balerini și necazurile dispar. Cu plăcere, cetățenii. Wow, Șurubel, genială idee! Superman ar fi invidios! A doua superputere a lui Ballerin Man este să-ți suni iubita pe care ai lăsat-o acasă când te-ai dus la Never Sea și să-i spui că nu ajungi acasă pentru că e trafic. În primul rând, cine-și lasă iubita acasă de Never Sea? Cât de zgârcit să fii? Și în al doilea rând, cum să stai o noapte întreagă în trafic, că doar nu vii de pe lună și stai la semafoare în spațiu? Și a treia chestie, care nici nu merită menționată, e că o să vă facă bumeranguri la festival, dar face chestia asta doar ca să intre pe telefoanele voastre și să-și dea follow pe Instagram ca să mai crească și el. Bun, cred că v-am convins cine merită să fie supereroul vostru la Never Sea, adică eu și nu acest șurubelniță sau Ballerin Man sau cum l-o chema. Așa că alegeți-mă pe mine, încălțați-vă cu ce vreți, luați-vă iubitele și faceți bumerangurile în stilul vostru.